Salut, prieteni! Eu sunt Cătălin și astăzi am să vă vorbesc despre balena albastră. Cele mai mari mamifere care au trăit vreodată pe Terra sunt balenele. Pe tot globul există aproximativ 84 de specii de balene. Cu denumirea științifică Balaenoptera musculos, balena albastră este cea mai mare specie de balenă. Cu o lungime de peste 30 de metri și cu o masă corporală de peste 170 de tone, balena albastră este cel mai mare animal cunoscut care ar fi existat vreodată pe Pământ. Nici chiar cel mai mare dinozaur descoperit nu se poate compara cu ea. Cea mai mare balenă albastră măsurată vreodată este o femelă ce cântărea 171 de tone și peste 27 de metri lungime. Cea mai lungă balenă albastră măsurată vreodată a avut 33 de metri. Recordurile nu se opresc aici. Inima unei balene albastre este atât de mare încât este comparată de biologi ca mărime cu o mașină și cântărește 600 de kilograme, iar vasele de sânge sunt suficient de spațioase încât un om ar putea înota prin ele. Chiar dacă balenele albastre se hrănesc deseori la adâncimi considerabile, ele trebuie să iasă din când în când la suprafață pentru a respira, iar atunci când respiră, jetul de apă poate atinge 13 metri înălțime și totodată poate fi auzit de la o distanță de 2 km. Având plămânii gigantici, balenele respiră la intervale de 15 minute, putând uneori să-și țină respirația chiar și o oră. Balenele albastre sunt inofensive pentru oameni și chiar au ceva în comun cu noi. Sunt mamifere cu sânge cald care respiră aer. Sunt animale foarte sociabile, au un sistem complex de comunicare și sunt foarte inteligente. Probabil, cel mai spectaculos lucru la balena albastră este sunetul pe care îl emite. Oamenii de știință au măsurat frecvența joasă prin care comunică aceste balene, însă emit și sunete de 188 de decibeli, ce pot fi auzite până la 850 de kilometri distanță. Pentru a ne da seama mai bine cât de tare este acest sunet, un avion turboreactor când decolează scoate un sunet de 120 de decibeli, iar sunetele de peste 100 de decibeli sunt deja dureroase pentru urechea umană. Specialiștii spun că doar sunetul este mai mare decât balena. Lung și zvelt, corpul balenei albastre poate avea tente diferite de gri albăstrui pe partea dorsală. Limba unei balene albastre cântărește aproximativ cât un elefant. În ciuda mărimii grandioase, balenele se hrănesc cu cele mai mici vietăți maritime, astfel că au nevoie de o cantitate foarte mare de hrană pe zi. Hrana favorită sunt microorganismele animale și vegetale și în special planctonii. În zona Antarcticii, balenele albastre consumă exclusiv raci plutitori și krile antarctici. La studierea stomacului unei balene albastre s-au găsit 450 de kilograme de krili. În apele polului nord se hrănește cu 3 specii de raci. Femelele sunt întotdeauna mai mari decât masculii. Se spune că dacă ar trăi pe pământ, un animal de dimensiunea balenei albastre ar putea fi zdrobit de greutatea proprie dacă n-ar avea ca suport niște oase foarte late și extrem de rezistente. Însă, pentru un animal acvatic, corpul său fiind susținut de apă, rolul de rezistență al oaselor a dispărut. Gura balenei este prevăzută cu niște formațiuni numite fanoane, care le permit să se hrănească cu plancton. Acestea se termină prin niște prelungiri în formă de perie care funcționează ca o sită. Astfel, din tonele de apă cu care își umplu gura, ele rețin doar planctonul. În gura mamiferului încap numai puțin de 90 de tone de mâncare și apă. Fanoanele sale sunt în număr de 320 și au o lungime de 100 de centimetri. O balenă consumă zilnic aproximativ 3600 kg de hrană. Balena albastră posedă înotătoare lungi de 3-4 metri și pot înota cu o viteză incredibilă de 50 de km pe oră, dar de obicei păstrează o viteză medie de 20 de km pe oră, iar când se hrănesc încetinesc la 5 km pe oră. Muzeul de istorie naturală din Londra este prima instituție din lume care a expus un schelet și un model în mărime naturală de balena albastră. Masculii ating maturitatea sexuală la 10 ani, vârsta la care măsoară 20 de metri lungime, în timp ce femelele ating 20 de metri la vârsta de 5 ani. Femelele nasc de regulă o dată la fiecare 2-3 ani, la începutul iernii, după o perioadă de gestație de 10-12 luni. Puiul cântărește circa 2 tone și jumătate și are aproximativ 7 metri lungime. Puii de balenă albastră beau între 380 și 570 de litri de lapte pe zi.
Laptele balenei are un procent de grăsime de 50%, fiind de 10 ori mai gras decât laptele uman, ceea ce ajută puii să crească până la 3,5 kg pe zi. Balenele albastre sunt mamiferele cu cel mai scăzut puls de pe planetă, de aproximativ 9 bătăi pe minut. Creierul unei balene atinge o greutate de 9 kg. Cercetătorii care au studiat balenele albastre au dezbătut ipoteza conform căreia aceste animale ar avea emoții. O balenă urinează aproximativ 970 de litri pe zi. Singurul prădător natural al balenei albastre, în afară de om, este orca. Vânătorii de balene le-au vânat timp de peste 100 de ani până au ajuns aproape de dispariție și au fost protejate de comunitatea internațională în anul 1966. Un raport din 2002 estima că mai există între 5.000 și 12.000 de balene albastre în toată lumea. Într-un clasament al celor mai puternice zgomote de pe pământ, sunetul balenei albastre se situează pe locul 5. Un exemplu de sunet care depășește zgomotul produs de balenă este explozia unei bombe care cântărește o tonă și care, măsurată, ajunge la 210 decibeli. Oamenii de știință estimează că balenele albastre pot trăi cel puțin 80 de ani. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să dați un like, share și subscribe. Eu sunt Cătălin și până data viitoare, numai bine!